Medicii din Spitalul Județean de Urgență Slatina s-au simțit jigniți de anunțul președintelui Klaus Iohannis de acordarea unui bonus salarial de 500 de euro personalului medical din prima linie a luptei cu coronavirusul. Ei consideră banii drept mită și susțin că nu au nevoie de bani, ci de suport și echipamente de protecție. Întreg corpul medical s-a simțit jignit de această propunere pentru că niciodată nu a fost în discuție o problemă financiară în ceea ce privește această epidemie de COVID și atitudinea medicilor. De asta bănesc că și eu, dar și ceilalți colegii mei, au considerat că este o ofertă inoportună din partea domnului președinte și a guvernului. Majoritatea cu care am discutat, la fel gândesc, de unde până unde a apărut dintr-o dată această propunere cu banii, cine s-a văzut sau de unde a apărut această nevoie de a suplimenta veniturile medicilor. Liderii sindicatului Hipocrat consideră anunțul președintelui binevenit pentru că există personal implicat în lupta cu coronavirusul care are venituri mult mai mici decât cel al doctorilor. Ei fac apel către specialiștii din sănătate care nu au nevoie de bani să-i doneze angajaților cu venituri mici sau pentru cumpărarea de echipamente de protecție și dezinfectanți. Medicii nu au nevoie de bani ca să-și desfășoare activitatea. Am făcut-o și o să o facem în continuare la fel de bine. Însă este un gest de recunoaștere a muncii pe care noi o depunem, cel puțin așa îl vedem noi, sub nicio formă camită, pentru că acest gest este folosit de toate statele și cred că este singurul la îndemâna guvernului. Judecând drept, ce altceva ar putea să facă un guvern să stimuleze medicii să nu demisioneze sau să stimuleze personalul medical să meargă într-un focar de infecție? Varianta a doua, măsurile punitive, credem noi că sunt total de nedurit și le dezaprobăm întru totul și vom lupta ca aceste măsuri să nu fie aprobate. Bannerul postat de medicul George Craioveanu de la Spitalul Județean de Urgență Slatina a devenit viral pe internet. Poziția lui, susținută de zeci de colegi medici, este comentată de sute de persoane.